De exemplu, sectarismul este un lucru despre care nu s-a vorbit vreodată sau n-a atins vreodată cote atât de alarmante sau de hazardiste cu modul de libertate și de manifestare sau cu modul ordonat de perseverență de a culege cât mai mulți creștini slăbuți și nepregătiți ortodoxi, a înrola în rândurile unor învățături puțin betege și smintite și ajustate și tăiate și ciufulite și scurtate sau compresate ca să dea o impresie de libertate, dar interesul din spate fiind expansiunea unui prozelitism bine mascat și bine gândit, în care ce faci? Trebuie să ai două atitudini. Merită să mai fiu ortodox? O întrebare destul de pertinentă. Merită să mai fiu ortodox? Și găsesc ce? Argumentele pozitive. Da, pentru că capul al bisericii este Hristos. Da, pentru că de aici este izvorul Duhului Sfânt. Da, pentru că de aici vine izvorul vieții veșnice. Da, pentru că aici sunt cuvintele vieții veșnice. Da, pentru că biserica îmi dă depozitar puterea Duhului Sfânt prin taine și ierurgii. Da, pentru că apostolii au fost urmași direcția lui Hristos și niciunul din ei n-au avut vreo părtășie cu vreo sectă oarecare, ci au fost ucenicii, prietenii și discipolii direcți ai Mântuitorului Iisus Hristos, după cum ne confirmă Evanghelia când spune: eu v-am numit pe voi apostoli, eu v-am ales pe voi ucenici, eu v-am numit pe voi prieteni. Deci nimeni nu te poate numi apostol sau ucenic sau prieten al lui Hristos decât Duhul Sfânt și Hristos personal. Hristos personal. Deci până aici am argumentele văzute care mă fac să cred că argumentul sau justețea de a-mi păstra credința ortodoxă îmi dă demnitatea de a rămâne ortodox în favoarea unor câștiguri spirituale. Am întâietate la ușa milostivirii, deci am trecere la Maica Domnului. Am întâietate la Biserica Luptătoare din Cer și Biruitoare, care sunt sfinții. Am acces la Biserica Îngerilor, care sunt duhuri slujitoare a lui Dumnezeu, nimeni nu poate contesta acest lucru, având mărturiile în Sfânta Scriptură, și deci trăiesc într-o biserică vie și nemuritoare. Și dacă biserica mă asigură nemurirea prin învierea lui Hristos, cum spune Pavel, dacă Hristos n-ar fi înviat, nici noi n-am fi înviat și credința noastră ar fi fost zadarnică, nu puteam să creăm o ortodoxie vie într-un cadavru mort, ascuns, furat sau manipulat sau făcut dispărut dintr-un mormânt gol, pentru că atunci s-ar fi spus cum poți să crezi într-o minciună. Dar iată, îngerii vin și ne dau vestea cerului spunând: nu-l mai căutați pe cel mort, nu-l mai căutați pe cel viu cu cei morți. S-a sculat, nu este aici. Este în lumina cea pururea viitoare, unde nu încape umbră de schimbare. Și îngerii, ca să acrediteze că ce spun este adevărat și ține direct de Dumnezeu, aduc acest argument. Mergeți și spuneți ucenicilor și lui Petru, care era în cădere liberă prin lepădarea de la Gavata și descumpănit și distrus și maltratat sufletește de propria lui neputință și lepădare, a spus să vină și el, așa cum v-a spus Hristos, în Galileea mai înainte de patimă. Deci iată motivele pentru care eu, în suma curentelor moderne pe care le trăim, în libertatea de mișcare în care trăim, în libertatea de permisivitate care ne permite orice și ne dă orice, în libertatea de manifestare morală sau imorală care ne asigură orice, noi avem această libertate a Duhului în care spune Evanghelia: adevărul te face liber, păcatul te face rob. Și acum luăm argumentele negative
care tot de persistența și de voința și de perseverența noastră ține și de lucrarea noastră personală, numită credință, sentiment, simțire și trăire, și căutăm argumentele care ne dau dreptul să plecăm din biserică. O doctrină învechită. O religie care nu mai este compatibilă cu lumea de astăzi modernă. O religie care te umilește. O religie care te întoarce în evul mediu. O religie în care oamenii care o slujesc, preoții, episcopii, slujitorii, nu fac altceva decât să țină popoarele sub un anumit bici al moralei, ca ei să nu se răzvrătească, să nu facă rău. Mentalitățile hedoniste al lui Stalin și al lui Marx și al lui Engels le găsiți, au fost propagandate 50 de ani. O biserică de hoți, o biserică de afaceriști, o biserică de interese materiale, de meschinării în care preoții fac tot felul de greșeli și oamenii să smintesc. Și aici mă opresc eu și completez. Foarte ușor te smintești dacă s-a îmbătat preotul. Și e firesc. Dar ce nu te smintești când se îmbată tot satul și e un sat de puturoși și de bețivi care nu produc nimic și pierd vremea și fac de rușine o comună întreagă? Pentru că un sat de bețivi merită un popă bețiv. Că dacă n-ar fi bețiv preotul și satul, ei nu s-ar influența unii pe alții. Dar se vede că și satana lucră la formarea noastră spirituală. De aceea vorbesc de negativul perseverenței. Și dacă îl duci în sat serios, au grijă cei neserioși să ți-l corupă. Și nu-i greu de corupt un preot. Îi spui așa, părinte, mă taviază la mine să-mi faci o aghiazmă. Bem, benchetuim, glumim, spunem bancuri, spunem glume, ne tragem de șireturi, ne permitem. Și după aceea ai subiect și narațiune de vorbit. Mie îmi spui cine e popa asta, dar nu-l cunosc eu. Eu nu-l știu pe el. Un bețiv, un ordinar, un nemernic. Asta este prima. A doua variantă de a strica un preot. Părinte, am nuntă cu fata, vreau o nuntă cum n-a mai fost la nimeni. Nunțile sunt toate la fel. Un mire, o mireasă, un naș, o nașă, meseni, nuni, nuntaș, prieteni și megeși. Părinte, ia de aici, plicul ăsta e al matale. Sunt două variante. Dacă te duci la bancă și nu citești bine contractul, poți să dai de trei ori ăla, cum se cheamă, impozitul la banii care ai luat, se numește dobândă. La fel de bine faci tu atunci când vrei să-l compromiți pe preot. Dă-l încolo de nesătul, 10 milioane i-am dat și știi că i-a luat? Nu s-a uitat. Eu luam și 20 dacă îmi dădeai, că doar nu ți-am cerut, tu mi-ai dat. Sau dacă mi-ai dat, nu mă interesează de ce mi-ai dat. Sau dacă nu mi-ai dat, nu mă interesează de ce nu mi-ai dat. Dar tu ai vrut să fii mai faloș ca altul, altul mai faloș ca tine, altul și mai faloș ca tine, altul și mai faloș ca tine, dar dacă tot satul este corect și este decent și este politicos și este credincios și este evlavios, nici slujitorul acelui loc nu va greși din rușine pentru credincioși. Deci rușinea dispare odată cu lipsa fricii de Dumnezeu și de păcat, dispariția noțiunii de păcat aduce de la sine permisivitatea și nu atenția sau perseverența și omul cade în ceea ce nu-și dorește, cum spune Apostolul Pavel, nu fac binele care îl doresc, fac rău care nu-l doresc. Nu-l dorești, dar îl slujești. Nu-ți dorești să fii rău, dar parcă te simți bine când ți-i rău și nu când îi bine. Și atunci, automat, pentru că nu transpiri la fapta rea, vine foarte ușor obișnuința cu păcatul și la un moment dat spui, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat și ai căzut. Pe lângă acest fapt, mai apar și factorii personali. Da, ce mare brânză e ortodoxia, ce celelalte religii, nu tot de Dumnezeu vorbesc,
Dar ce mare lucru este Duhul Sfânt, ce nu l-au și celelalte religii? Dar ce mare lucru este liturgia, că și aia fac un fel de slujbă? Dar ce mare lucru este botezul, ce și aia se botează mari? O, dar ce mare lucru este cu tare și cu tare și cu tare? Și putem înșira argumente negative câte dorim noi și câte ne plac. Toate aceste argumente îmi dau dreptul să plec din biserică, în chip rațional. Dar puse față în față cu judecata lui Dumnezeu, ele au două contraargumente perseverente, unul constructiv și unul mustrător. Omul bun scoate cele bune din visteria inimii sale. Din prisosul inimii vorbește gura. În momentul când pe un om îl vezi că vorbește frumos, civilizat, educat, elevat, reverențios și cu bună cuviință, îți dai seama că stai de vorbă cu un om civilizat. Deci, cea din tâi normă pe care trebuie să o îndrepte ortodoxul și societatea este aceasta. Eu am spus-o cuiva și a zâmbit. Eu o consider literă de lege. Este absolut necesar să avem fiecare fișa noastră morală de sarcini în domeniul unde ne aflăm, ca să știm când greșim și cum greșim. Și fișa aceasta, deci de morală personală, începe cu prezența conștiinței. Deci primul lucru pe care trebuie să-l adresezi unui om când sare calul sau se trezește undeva, cum spunem noi, în târg singur, să-l întreb, dumneata, ai conștiință? Motivația pentru care înjuri, aveți în atribuție? Motivația pentru care urli, aveți în atribuție? Pentru care vorbești urât, aveți în atribuție? Pentru care jicnești, aveți în atribuție? Pentru care umilești pe cineva, o aveți în atribuție? Scrie în fișa postului? Nu. Să ne creăm toți fișa conștiinței personale, să învățăm să fim oameni cu cei de lângă noi și când vom dărui din averile noastre sufletești, vom primi din averile sufletești ale altora. De ce? Sfântul Chiril al Alexandriei folosește un mare și grav cuvânt. Spune așa, cine poate face din rău bun, prin cuvânt bun și blândețe, gura lui este gura Duhului Sfânt. Dacă un om vine deja iritat și tu îi mai arunci două vorbe acre, ai creat un conflict artificial fără nicio durere de cap. Și aceasta știți de ce? Din lipsă de perseverență. Cum și-ar mai face mass media știri de doi bani din toate domeniile dacă nu i-ar incita pe oameni precum câinii pe o bucată de carne unii asupra altora? V-ați spus vreodată această întrebare? De ce este nevoie să jicnești cetățeanul, bătrânul, pensionarul, muncitorul, intelectualul, polițistul, judecătorul, medicul, sau ce, mă rog, ranguri sunt în societatea aceasta? Pentru că această insistență pe aceste disensiuni, noi știm prea bine și când se fac stâlpii de curent electric, electricienii știu, pun la o anumită distanță firele, fie că pun distanțiere sau cablu izolat, că două cabluri când se ating fac scurt, dacă, chiar dacă drumul lor și ceea ce fac ele ca lucrare este bun, duc prin conductor, duc curentul electric dintr-o zonă în alta. Când bate vântul și se bălângăne și se ating, fac scurt circuit, pot arde transformatoare, pot trimite cantități de curent și distruge ce are omul prin casa lui, prin șocuri de curent și așa mai departe. Ei, același lucru se întâmplă și în alta noastră societate. Nu sunt războaie psihotronice, sunt jucării demonice. Nu sunt războaie parapsihologice. Sunt lipse de perseverență. Eu, dacă sunt educat, și când sunt singur în baie și mă spăl, trag apa, șterg colacul, l-a scurat, și la magazin când cumpăr ceva, vorbesc frumos, să rămână, mulțumesc,
Și când trântesc ușa sau când o închid frumos, sau când trec cu mașina și nu-l stropesc pe celălalt, sau când dau bună ziua la unul mai bătrân, și iată că și amăde. Deci eu sunt civilizat peste tot pe unde... Nu eu, eu dau un exemplu, poate nu le-am făcut nici eu perfecte pe toate. Dar de ce vă spun lucrul ăsta? Cu noi începe perseverența, nu cu alții. Cu noi începe educația față de Dumnezeu, dăruindu-L Dumnezeu. Ați văzut, ne agităm foarte mult sau suntem foarte buni scamatori, ori de câte ori se creează un artificiu din ăsta, și v-am spus, acesta e și rostul cu care mass media țintește cu multă grijă și creează aceste artificii de a da o imagine de sălbăticie, de un creștinism primitivist, o biserică înapoiată, o biserică fără cultură, fără educație, o biserică fără maniere. Și când spun lucrul acesta, o biserică fără maniere, ați văzut și cum se folosesc termenii. Instigatori, agitatori, turbulent sau cum le spune la ăștia care creează zgomot, gălăgie, ambuscadă. Sunt folosite aceste termene pentru a discredita justiția gândirii umane spre un lucru serios. De exemplu, eu dacă văd că cineva jicnește un copil sau o bătrână sau o mamă sau se poartă urât în calitate de cetățean și de om care trece pe stradă, am dreptul să-i spun, bă băiatule, ce ți-a greșit persoana aia de te poarți așa? Poliția ce-ți spune? Nu bine ai făcut, uite, e un mod etic de a vedea lucrurile. A creat instigare, ură, turbulență, rasism. Nu așa se fac treburile. Deci dacă noi nu ne autoeducăm singuri, putem să ne predăm codul manierilor elegante în fiecare zi. Rămânem pe zero. Deci nu de teorie duce omul lipsă, de practică. Noi putem vorbi despre rugăciune. Mi-a plăcut cineva acum într-o zi, a venit o teologă. Părinte, vreau să-mi vorbiți de lumina mistică. Zic, privește, avem neon aprins în pridvor. Dar de ce mă luați așa? Eu am venit până aici să vă pun această întrebare de adâncime. Eu încă nu sunt de adâncime, sunt la suprafață. Lumina vine din rugăciune. Rugăciunea este lumină, fapta bună este lumină, morala este lumină, educația este lumină, comportamentul frumos este lumină, a fi gentleman e lumină, a fi bărbat e o lumină, a fi o femeie demnă e o lumină, toate sunt lumină. Orice lucru, cum spune Hristos, umblați în lumină cât aveți lumină, că cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Deci, evangheliile acestea pe care le-am ascultat, inclusiv a vameșului și a fariseului, inclusiv a fiului risipitor și cea care o vom vedea a înfricoșatei judecăți, au scopul de a ne deschide două canale de luare aminte. Unu, relația mea de dăruire cu Dumnezeu prin cei de aproape, pentru cât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut, și canalul prin care Dumnezeu se raportează spre mine prin cei mici, pe care eu nu i-am neglijat. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, ca să moșteniți împărăția gătită vouă mai înainte de întemeierea lumii. Și ei întreabă, Doamne, dar unde am văzut noi pe Tine și bolnav și flămând și gol și așa, că nu ținem minte, când unde să-ți dăm noi toate acestea? Întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Mă întorc în Evanghelie și găsesc din nou perseverența lui Dumnezeu către om prin oameni. Ce spune Domnul Hristos? Întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Deci, plecăm cu ideea că atunci când vom intra în post, nu mai stăm să ne oprim, sau mi se pare absurd, că eu știu ce am vorbit anul trecut pe această temă, mi se pare absurd să repetăm că fasolea e de post, că cartoful e de post, că ceapa e de post, că apa e de post, că legumele sunt de post. Nu! Dieta și-o face fiecare în raport de puterea trupească, capacitatea de muncă, vârsta, puterea de rezistență
fizica omului, deci metabolismul nostru, în raport de bolile cronice sau de neputințele medicale pe care le poartă fiecare, și înțelege că postirea este o armă care de fapt ne aduce aminte permanent că există un Dumnezeu căruia trebuie să-i slujim prin bunătate și omenie. Dar când te gândești puțin la mâncare, care e un bun spre care toți îngurgităm cu plăcere, nu vezi că și fasole de post, dacă faci, tot bună vrei să fie. Și pâine de post, dacă faci, tot bună vrei să fie. Și ceai de post, dacă faci, tot bun vrei să fie. La aromezi cu ceva. Ei, așa cum ne aromăm simplele bucate culinare cu tot felul de mici condimente să pară interesante sau consumabile, așa trebuie să învățăm să aromăm sau să ne aromatizăm puțin rugăciunea cu un bob de tămâie, orice faptă bună cu un bob de bunătate, orice gest cu un strop de omenie, orice pornire frumoasă cu un gest de tandrețe. Deci tot ce facem trebuie să facem în viziunea ochiului lui Dumnezeu, să ne gândim ca acea revenire în sine a Fiului Risipitor, care vede atâția argați în mine, vă dați seama, să ajungi să pași porci, să mănânci roșcove, să te otrăvești de amărăciunea lor, o dulceață falsă, care poate dă ușor și halucinație pe timp de foame, să începi să visezi la pâinea caldă pe care o mănâncă argații tatălui tău. Ei, cam așa postul trebuie să fie pentru noi, un prilej de viziune duhovnicească, cât de dulce și, cum spune, gustați și vedeți că bun este Domnul. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci lângă rugăciunea pe care o aduc lui Dumnezeu, să pot să-i aduc lui Dumnezeu ce? Să pot să-i aduc lui Dumnezeu prin nosul meu sufletesc de parfum interior. Să respir din mine parfum de om îndumnezeit. Noi ne întrebăm întotdeauna cum arată sfinții. Sfinții arată ca oricare dintre noi. Uitați-vă pe pereți, n-a fost un pictor de nota a 20, dar fiecare sfânt are un chip. Ei, așa e și chipul nostru. Dacă ne uităm în oglindă, fiecare ni se pare că suntem interesanți în felul nostru. Unul cu un colier, unul cu un cercel, unul cu o haină, unul cu o cravată, unul cu o cămașă. Cine mi-s eu când îmi place cum m-am îmbrăcat? Ei, așa sunt și sfinții în fața lui Dumnezeu. Numai că îmbrăcămintea lor nu este numai cea exterioară din aceste veșminte care le vedeți purtate și pictate pe ei, ci este și dintr-o îmbrăcăminte interioară, adică acea haină de botez, din care prin perseverența personală și prin iubirea personală, ca și creștini adevărați, am smuls toate ghimpăturile păcatului care au pătruns adânc în haina botezului și au lăsat urme. De aceea spune și preotul, te iert și te dezleg. Când preotul, că m-a întrebat odată o bătrână, ce înseamnă, părinte, că mă strângeți de cap? Vreau să văd dacă nu-i sec. Și a zis, nu, părinte, nu glumesc. Are un rol mistic. Se consideră că sufletul nostru este o haină. Și când preotul spovedește și te dezleagă și te strânge cu mâinile de cap, e semn că stoarce haina sufletului de orice urme de păcate care s-au spălat în apa pocăinței și tu o îmbraci uscată și curată. De aia te și duci și te împărtășești cu Sfintele Taine după ce preotul te-a dezlegat. Asta înseamnă. Deci, să avem grijă în acest post, să clătim cât mai des această haină a botezului de orice urme de ghimpe adânci de păcat. Și o să mă întrebați și cum, simplu, tot Apocalipsa ne spune, în capitolul 11 sau 10, să o îmbăiem foarte des în sângele mielului. Cine-i sângele mielului? Euharistia. De aceea v-am spus că cei ce vor să împărtășească pot veni și în prima săptămână, atunci când este puțină nevoință, cu canonul mare, cu toate frumusețile acelea.
Apoi, alții pe la jumătatea postului care vor și a doua oară, alții și la sfârșitul postului care vor și a treia oară, unii se lasă pe noaptea de înviere, un lucru sublim și frumos. Și apoi te poți împărtăși, după legea conștiinței, că vorbeam de fișa personală a conștiinței, ori de câte ori simți nevoia ca Hristos să intre în sufletul tău, dar chiar să intre, nu să fie un obicei, nu un act de obediență. Părinte, știi, m-am învățat să mă împărtășesc în fiecare duminică, mi-am dat Sfintele Taniu, ți-l dau dacă vrei și acasă, în borcan. Dar e un act de injustețe divină ca Hristos să vină la tine și să-L culci pe șervetele sau ștergarele cu care te ștergi pe mâini și pe picioare. Trebuie să-L culci în cămara de taina inimii tale, unde toate învelitorile sunt albe și strălucitoare. Și veșmintele Lui erau albe ca zăpada. Părul Lui era ca lână. Ați tuns vreodată o oaie la țară? Ați văzut deasupra un alb vinețiu, iar în momentul când despici lâna cu foarfecul și intri la pielea animalului, este ca de aur. Ei, așa era culoarea Tatălui când l-au văzut pe tron de îngeri cu roz de heruvim, Daniel profetul, Ezechiel profetul și mulți alți profeți ai Vechiului Testament. Așa trebuie să fie hăinuța noastră sufletească atunci când am fost perseverenți. Vom fi provocați și de aici încolo, și cu asta închei, că v-am obosit, eu mă uit totdeauna la ceas să nu treacă de 8, ca să puteți prinde știrile de la 10. Deci, vom fi provocați și de acum, și de acum înainte, și de aici înainte, și mai mult, tot timpul, la diferite și rudimentare și ieftine capcane din acestea lumești, obrăznicii din acestea, poate imorale sau indecente sau în neconcordanță cu ortodoxia, din toate punctele de vedere. Nu trebuie să reacționăm în mod înverșunat la furia sângelui. Știți că miercurea trecută sau acum cândva două, v-am vorbit despre tăcerea bisericii, de tăcerea lui Hristos, care în fața lui Pilat n-a scos multe cuvinte, a spus: îți este dat să mă judeci, îți este dat să mă slobozești, îți este dat să mă pedepsești, îți este dat să mă răstihnești, îți este dat să mă eliberezi, fă ce vrei! Și noi, ca și creștini, dacă suntem vehemenți și perseverenți și deștepți și înțelepți, să demonstrăm mai înainte de toate că lepădarea de Hristos nu vine prin semne artificiale, ci vine prin fapte reale. Încă o dată vă repet și o țin cu tărie această chestiune. Dacă la botez nășica, când îl ține în brațe pe ala mic, spune, sau nașul, mă lepă de satana și de toate lucrurile lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui și de toate slujile lui și de toată slujirea lui și tu îi spui, m-am lepădat de satana, mă lepăd, sigur că da. Și te întreabă preotul cu perseverență atunci. Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos. Și te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și cred, crezi Lui? Cred că un împărat și Dumnezeu. Acesta este modul de a mărturisi dreapta credință. Adevărata credință. Apostolească, sobornicească și unica credință venită din cer, adusă de Hristos prin cruce și înviere. Asta să aveți în minte întotdeauna, făcând diferență cu celelalte segmente părute, toate de credință, cărora le lipsește crucea și învierea. V-am mai spus odată, Hristosul vagabond nu vine din cer prin pântecele Maicii. Satana poate lua chipul Îngerului de Lumină să înșele pe cei aleși. Dacă cineva îți vestește alt pe Evanghelie, decât am vestit eu, Pavel, apostolul al lui Hristos prin credință și îngeri din cer de-ar fi, anatema să fie. Deci tu ai argumentul spiritual să te aperi față de credința pe care o mărturisești, cea adevărată. În momentul când vine vremea să fii provocat să te lepezi de credință, nu te vei putea niciodată lepăda de credință dacă dimineața și seara te-ai închinat. Nu vei fi niciodată în fața lui Hristos un om considerat
lepădat de credință dacă tu ți-ai luat anafora și aghiazma când te-ai sculat. Dacă ți-ai luat acele picături de unde lemn sfințit pe anafora sau pe stomacul gol să-ți sfințești trupul ca un templu al sufletului, cum spune Apostolul Pavel. Niciodată nu vei fi lepădat de credință dacă vei ști să-ți faci cruce prin fața unei biserici. Niciodată nu vei ști să te lepezi de credință dacă vei ști să întinzi o pâine unui sărac. Nu mă refer la bani, că banul poate crea conflictul, ia țigări sau băutură, dar spune că celui flământ să-i dai să mănânce. N-a spus Hristos, am cerut bani și nu mi-ați dat. Banul nu este marfă de schimb spiritual. Să aveți în minte lucrul ăsta, pe toată viața voastră. Când spune unul, bă, dă-mi 10 lei să te ajute Dumnezeu. Nu mă, eu îți dau 10 lei de sufletul meu și zic, bă, dar prost, nu trebuie să mi dai înapoi, n-am nevoie de ei. Pentru că Hristos nu cere bani în schimbul mântuirii, cere fapte. Și a zis, cere apă, haină, mâncare, milă, bunătate și dăruire. Asta cere. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Ca să știți și mai departe, că niciodată nu te poate nimeni alepăda de Hristos pentru că înjură biserica. Niciodată nu te poate lepăda cineva de Hristos pentru că un ateu vorbește urât de cler sau ierarhie sau de taine sau de sfinți sau de moaște. V-ați văzut, este o modă și o consider o simplă provocare mizerabilă, ieftină, în care când vrei să-l atingi pe cineva, pupătorii de moaște. Da, bă, decât să pup șeful în fund sau prostituata de trotuar jos unde nu-i permisibil, pup moaștele. Da, așa să le răspundeți. Prefer să sărut o icoană, prefer să sărut o Sfântă Cruce, prefer să sărut icoana Maicii Domnului, prefer să sărut icoana Mântuitorului, prefer să sărut acele ciolane sfințite, oasele cele smerite, cum spune apostolul ăsta marele profet Pavel, ăsta profet proroc David, și să nu-mi fie rușine să cred că acei oameni care au murit pentru Dumnezeu și s-au jertfit și au primit harisma neputrezirii sau a vărsării de mir sau a binecuvântării harismatice, că totul se face din credință, noi n-avem să știm ce înseamnă, repet, în capitolul Ortodoxie avem două mici lacune pe care trebuie să le rezolvăm în cel mai scurt timp, noi ca ortodoxi. Să știm să deosebim falsele minuni de adevăratele minuni, pentru că și aceasta este o cursă și o patină discretă a ateismului și a necredincioșilor sau a dușmanilor bisericii, care vor să facă din iluzie deziluzie sau din deziluzie iluzie, ca să râdă, să arate că creștinii nu au discernere. Ar trebui să fim foarte bine pregătiți duhovnicește în momentul când ne întreabă cineva de ce săruți o icoană, pentru că emană har divin, de ce săruți moaștele, pentru că emană har divin, de ce te împărtășești cu Euharistia, pentru că este cinstitul trup și sânge a Domnului Hristos în mod personal, trup adevărat, sânge adevărat și carne adevărată, și de ce intri în biserică? Pentru că acolo Dumnezeu se odihnește așa cum s-a odihnit în pântecele Fecioarei Maria, că sfântești și între sfinți te odihnești și ție slavă înălțăm, spune Ecfonisul. Și când se iese cu Evanghelia, mai auzim și această rugăciune: binecuvântată este intrarea Sfinților Tăi, Doamne, deci întâi intră soboarele de sfinți la Împăratul Hristos în altar și apoi intră preotul cu Evanghelia, cu Cuvântul lui Dumnezeu și oamenii stau și ascultă liturgia. Dar mai înainte de ei, că tot în mastul ascultați și poate unii ori vă scapă și nu sunteți atenți, dincolo de catapeteasmă, îngerii stau să asculte glasul Sfintei Liturghii și să se îndulcească de dulceața dumnezeștii jertfe, adică de jertfirea lui Hristos.
Trebuie să învățăm lucrurile astea. Nu sunt plauzibile acele răspunsuri. Așa a crezut mama, așa am prins de la părinți, așa e tradiția, asta e ortodoxia. Asta arată că suntem corigenți la capitolul harismă. Deci, trebuie să înțelegem rolul harismatic a tainilor din biserică. Mirungerea mi-aduce Duh Sfânt, cununia mi-l aduce pe Hristos de față la începutul căsătoriei mele, că a spus odată, nu știu cine era, îi mai văd și eu așa, bineînțeles că uneori să mai urcă sângele la cap, pentru că ești om, și a zis tot o prezentatoare sau un prezentator, mă rog, nici nu știu dacă chiar erau prea credincioși. Cununiile în biserică și botezurile nu sunt totuși o manipulare a preoților și un mod de afacere personală mascat, adică se exprima cu coana vrând să lovească, mă rog, în cele două taine, adică copilul îl botez și soțul și soția se cunună. Nu, dragii mei, nu. Deci, eu când îmi botez copilul la biserică, îl dăruiesc lui Dumnezeu. Îl îmbrac în Duhul Sfânt, îl îmbrac în Dumnezeu și îl pun pe Hristos în inimă atunci când îl împărtășesc cu lingurița. De asta îmi botez copilul, să țineți minte. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Asta e teologia botezului. Iar când mă cunun și îmi pun cununiile pe cap cu soția în fața altarului, lângă Sfânta Evanghelie, indiferent că am 10 preoți, indiferent că biserica are trepte sau are cor sau nu are cor, poate să fie și un preot mai în vârstă sau mai hodorogit sau un cântăreț mai neputincios, important este tu să asculți rugăciunile de binecuvântare peste miri, care sunt de fapt toată viața lor sintetizată pe scurt, dacă te uiți atent în taina cununiei, și să auzi când preotul spune, așa cum la Cana Galilei, ai binecuvântat nunta de acolo și aici, de față, Hristoase, prin mâna ta, binecuvintează pe robul și pe roaba ta. Deci, eu fac această taină, o săvârșesc ca și slujitor, ca cei doi oameni să plece în viață binecuvântați de Hristos. Nu după numărul de bani. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Eu am fost la multe cununii și invitat și mai de obligație și mai de datorie, dar am fost. Nu m-a preocupat că mi-a dat 50 lei sau 100 sau 2, că nu pentru asta m-am dus. Dar evident, faptul că atunci când intri în biserică și te cununi, este un eveniment unic în viața ta. Că mireasă te poți îmbrăca în toată ziua. Dar taina bucuriei sufletești de a fi tu, femeia lui bărbatul, și bărbatul tu de a te avea femeia lui, e o singură dată. După aia, celelalte sunt ceremonii. Cununie este una singură atunci când ai iubit cu adevărat, ai simțit cu adevărat, ai trăit cu adevărat, te-a marcat cu adevărat și astea rămân bătute, cum te-ai duce tu, îți repari casa, dar de câte ori vine ceva, spui stâlpul ăla l-am schimbat că crăpase. Adică tu ții minte, lucrul ăla rămâne marcat pe viață. Asta trebuie să aveți dumneavoastră în minte despre tainele din biserică și modul la care oamenii le administrează. Noi am pierdut mistica tainelor, asta trebuie să punem la punct. Să facem diferența între realitate și minciună, între adevăr și neadevăr, dar în special între minunile false și minunile confecționate. V-am spus, încercați să evitați, ori de câte ori vi se spun gogoși nemuritoare, că Dumnezeu nu se... Sfântul Antonio spune, nu eu, să duc 3 călugări la el să-l verifice dacă e văzător cu Duhul. Și Sfântul Antonio le-a vorbit despre călătoria lor pe drum. A fost cald, a fost greu, știu că v-ați dori să ajungeți la mine. Și unul mai mic a spus, și ce ni s-a mai întâmplat nouă pe drum? Nu cred că ceva important. Și zice către celălalt, nu-i văzător cu Duhul. Și Sfântul Antonie se întoarce către el și spune, dar tu crezi că Duhul Sfânt n-avea altă treabă decât să vină să înșoptească mie că a murit măgarul tău? Asta e problemă importantă de rezolvat prin Dumnezeu? Deci este ceea ce faceți dumneavoastră câteodată când vă duceți la câte un părințel din ăsta enigmatic, ați văzut la teleenciclopedia, arată unii gărgăuni astea, tot felul de reptilieni de ăștia descoperiți proaspăt, fie fosile, fie vii.
Și dacă nu știi prea multe despre ei, faci presupuneri. Ei, așa e și cu aceste minunății din astea nefondate, în care vă rugăm, rugați-vă că o să fie o primejde, veți avea un necaz, veți avea o durere, veți avea o suferință, veți avea o încercare. Dragilor, toată lumea are încercări, nu vine nimeni de buiac în lumea asta să plângă, nu vine nimeni de buiac la spital, nu vine nimeni, nu merge nimeni de buiac la servici, nu merge nimeni în viață de buiac. Poate că câteodată ești buiac. Dar asta e foarte rar și când îți permiți o stămână pe an în concediu, făcând economie tot anul. Dar, în general, oricând avem o problemă, dacă te doare o măsea e o problemă, dacă nu te ascultă un copil e o problemă, dacă soțul bea și îi certăreți e o problemă, dacă soția e neglijentă e o problemă, dacă copiii nu învață e o problemă, dacă n-ai servicii e o problemă, toate sunt probleme de zi cu zi. Nu acestea sunt prorociile. Prorociile au un singur fel de a fi. În ziua cu tare, la anul cu tare, în locul cu tare, se va întâmpla lucru cu tare. Și când s-a întâmplat lucrul ăla, o să vedeți așa cum Isaia cu 600 de ani înainte de Hristos a spus că fecioara va lua în pântece, v-am mai repetat o dată asta. După 600 de ani, o fecioară la Nazaret a venit îngerul și i-a vestit că va lua în pântece. Dacă eu aș spune azi o prorocie care se împlinește peste 600 de ani, care mai trăiește din noi atunci ne spune dacă a fost adevărată sau nu? Prorociile care s-au scris în Sfânta Scriptură sunt cele adevărate, de aceea au și rămas ca mărturie, iar restul intră la jocuri de cuvinte, speculații parapsihologice, gogoși terapeutice sau, mă rog, luați-le cum vreți dumneavoastră, dar nu fac parte din minunile adevărate ale dreptei credințe. Scurt, în momentul când vezi ce spune Mântuitorul Iisus Hristos, când veți pune mâna pe bolnavi, se vor face sănătoși. Veți izgoni diavolul în numele meu, veți scoate demoni, veți vindeca, veți stămădui. Acestea sunt semnele. Când vezi un mut că vorbește, fă o cruce mare. Mare Dumnezeu creștinilor. Când vezi un orb că vede, cum spuneau aia în Evanghelie? Cine a mai văzut orb din naștere să vadă? Poate doctorul Chisăliță, că a progresat medicina oculară, nu? Un implant de retină, un implant de cornee, un schimb de cristalin. Da, asta încă ar mai putea fi plauzibilă, nu știm noi. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Știința face orice, scoate o inimă bolnavă și pune una sănătoasă. Dar ceea ce se întâmplă prin rugăciune, ceea ce se întâmplă strict prin rugăciune, aceea este minune. Și Dumnezeu o arată ca să înțelegem noi că biserica este vie, că Dumnezeu este viu și noi suntem vii. Așa că la toate provocările care să le vedeți și de azi înainte, nu reacționați în niciun fel. Nu trebuie să-i spui la unul că ia temă. Nu trebuie să-i spui la unul că nu crede. Nu trebuie să-i spui la unul că greșește. Când veți fi întrebați, frate, cum trebuie să-mi fac corect cruce? Uite așa, frate. Atunci este un sfat bun. Când vezi tu că unul nu face cruce corect și îl îndrepți tu și ăla te înjură, aia nu-i faptă bună. Când vezi că unul intră în biserică și face gălăgie și tu îi spui discret, ușor, că-i slujbă. Ăla e un gest frumos. Când te iei de el și îl borfălăiești jumătate de oră de ce a vorbit, ăla e un gest necreștin. Deci noi să dăm dovadă, cum spune Apostolul Timotei în învățătura ce o spune Pavel, cu timp sau fără timp, îndeamnă, învață, ceartă, mustră, dar cu Duhul blândeții. Să facem dovada dăruirii totale față de Dumnezeu. Și nu vă mai țin, că văd eu că vă obosesc, deși eu m-aș întinde mult, am ce vorbi, nu mă plictisesc. Nu fac cât vorbesc. Vă dau acest sfat și trebuie să-l audă toți și să-l punem în practică, să nu ne mai lăsăm agasați în mod intenționat ce făceau tacticienii, întreb capetele cărunte și la 40 de ani în sus, care au făcut armată. Ce făceau tacticienii pe câmpul de luptă? Creiau sisteme de apărare sau de atac. Cu cât noi ne descoperim în fața dușmanului ce ne interesează și ne doare, el știe unde să ne lovească. Am văzut de pildă, dar nu știu unde am văzut, să certa un ortodox cu un
zurliu din ăsta modern. Și ortodoxul mustra pe respectivul că de ce, mă rog, ministeriul, cultura, apărarea, țara, armata, conducerea, România, guvernul, președintele, nu au grijă de țară să ia măsura cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Bineînțeles că l-alt îi răspundea în doi peri și vorbea în bătaie de joc și la care îi dă un răspuns exact ca să-l provoace pe ăsta ortodox. Încă nici nu știi tu de acum încolo cât o să mai vină și ce o să mai fie și ce o să mai întâmple. Să vezi ce vă așteaptă pe voi creștini în România de acum încolo. Da, pe noi români în România în continuare ne așteaptă așa. Primăvara și trebuie pus în pământ. Că dacă nu are plugarul și nu seamănă și nu trăieră, n-are ce mânca la toamnă. Doi, ne așteaptă munca și perseverența, spovedania și împărtășania că vine postul mare, rugăciunea personală ca Dumnezeu să intervină în planurile neștiute și diabolice care pot să vină de undeva și să ne atace. Noi nu știm nici când vine războiul, nici când vine racheta, nici când vine bomba, nici când vine... nu știm nimic. Astea sunt mâna lui Dumnezeu. El când sămâne, imediat face curățenie și ne trezește. Dar întrebarea mea este, te-ai întrebat tu ăla instigatorul dacă la noapte inima ta se oprește? Tu n-apuci să vezi ce se întâmplă și ce urmează. Nu-i păcat că ai spus deja la altul și l-ai făcut curios și l-ai lăsat fără deznodământ? În cartea de română, când eram copii, un subiect literar avea așa. Introducere, cuprins, povestirea cauzei acțiunii, punctul culminant, deznodământul și încheierea. Deci când vii să spui ceva, vii și prezinți cazul în mod literar, ca artistul, ca erou, ca poetul, ca omul de cultură, ca filozoful. Nu vii ca omul de mahala, îți arunci lăturile în fața cuiva ca să arăți că ești grozav și ești cineva. Când eram noi copii, și asta o puteți iarăși voi confirma, era un mare șoc să vezi un polițist. Toată lumea tremura că știa că nea milițianul poate face orice. Vedeai un ofițer în haină verde, haina statului. Vedeai un om mare, ceva, o funcție, o uniformă, o statul. Ei, astăzi haina nu-l mai face pe om, pentru că în modelul de trăire supermarket găsești valorile îmbrăcate în haine smerite și gherțoi în haine de lux. Deci dacă te uiți la o haină, în spatele poți descoperi și un analfabet. Și ți-e mare dezamăgirea când vezi cu un costum Armani stă pe un primitiv cu 4 clase. Și asta nu că el ar fi prost și n-ar putea învăța. I-a permis viața să se descurce, cum spunem noi. Cleptomania, hoția, minciuna, golăneala, mizeria, omul cinstit și omul corect este frumos și în haină simplă și în haină înaltă. Cea mai înaltă ținută pe care omul nu trebuie să o piardă niciodată este haina omeniei. Când ai să treci pe stradă și cineva face așa în fața ta, ești cel mai mare. Pentru că în clipa aceea te bucuri de respectul celui de lângă tine și este cel mai mare gest de noblețe când auzi să trăiți, domnul doctor, să trăiți, domnul profesor, să trăiți, domnul jurist sau ce-o fi ăla, mă rog, cine e el și ce mai funcție are. Dar în momentul când tu dai bună ziua și cineva nu-ți răspunde, dacă e din nepolitețe, e o durere, că înseamnă că e o clasă socială prost educată. Dacă te scuipă când îi dai bună ziua, trebuie să spui întrebări de conștiință. Și dacă te evită și n-a pus să-i dai bună ziua și te ocolește, iarăși e o problemă de conștiință. Iar dacă n-a dins, nu suportă să-l saluți, poate să fie și un act de invidie și vanitate. Asta nu trebuie să te deranjeze și să te transforme pe tine în neomul de care nu-i nevoie. Te prezinți la modul general, onorată adunare, cu respect îmi cer iertare că v-am întârziat atât de mult. Amin.